Йо вас салут, стимас приятень. Я вас приветствую, дорогие друзья. Так. Верифик. Конъюнктиуне кумунди сантем. Деварича тота сперанца есть эдвар андуме вастра. Ше дистрибуирли карли фачес пи фейсбук, ютуб, шалтери цели. Сочализали. Аша. Дело început, vreau să vă anunț că avem de discutat foarte multe subiecte importante. O să discutăm ceea ce s-a ascuns de tot cetățenii Republicii Moldova. Numele, cine a negociat, companii din țară, de peste hotare. Și informația este atât de multă. Că astăzi va avea loc prima conferință de presă și a doua mâine, deoarece este un volum extraordinar de documente, scrisori și restul lucrurilor, dar toate sunt importante. Deci, să începem pe rând. Săptămâna trecută, dumneavoastră ați fost martori la toate declarațiile care au avut loc, două conferințe de presă și o emisiune TV la care am participat la domnul Gonț. Tot în acea săptămână ați văzut încercările unor reprezentanți ar guvernării cumva schimbe accentele, ați văzut declarațiile șefului Moldova Gaz, domnul Ceban, pe care îl acționăm în judecată și cerem 5 milioane de lei și bani, cum am spus, la copii orfani din familie sărași să-i ducem la mare, ca să nu fie speculați, vreau cumva să vreau să-mi iau mie banii ăștia. Ați văzut cum au procedat practic toate televiziunile din țară? O făceau pine, знаю, și au organizat dezbateri pe temele gazelor, numai fără participarea mea, de atât că spele la oameni creierile și le povestească versiunea care îi convine președinției, guvernului și la toți cei care au participat și participă astăzi în combinațiile legate de gazele naturale. Dar oricum, mulți văd când scriu, îți mulțumim, oricum este un succes că Moldova Gaz astăzi s-a adresat la ANRE cu solicitarea de a micșora prețul la 16 lei 50 de bani, fără TVA și exlipar la oameni mai puțin, deci până la urmă oricum ați fi aproape 18 lei și oamenii spun nu-i nimic, oricum e cu 11 lei mai ieftin, oricum i-ați trezit, i-ați snișcat, și așa mai departe. Stimați prieteni, eu n-am ieșit nici atunci, nici astăzi, în fața dumneavoastră, ca cumva să-mi pun vreo medale. Eu am ieșit în fața dumneavoastră cu argumentul ca cetățean, în primul rând, nu ca președinte de partid, ca cetățean care au înțeles că oamenii au fost și sunt furați de miliarde de lei. Și declarațiile unor politicieni și Moldova Gaz, Ceban, și unii miniștri, deputați PAS, chiar că mua să cumpărăm gaz ieftin și să ieftinim prețul. Dar cum așa se primește? Și aici ei vă mint, vă spun de ce. Dar cum așa s-o primit că încă gaz nou ieftin nu l-a cumpărat, dar deja l-a scăzut cu 11 lei din 29. Aproape 12. Adică asta ar însemna că la gazul actual, care a fost cumpărat în decembrie anul trecut, în ianuarie anul ăsta, și alte contracte, el deja a fost cu națanca de 11-12 lei, da?
Asta nicătând cu a câștigat Moldova gaz, Energocom, companiile care transportă gazul și așa mai departe. Așa că s-au prins, să știți, că anume au depus acum această solicitare de la Moldova Gaz din partea lui Ceban către Andrie, că în contextul asigurării obligațiilor ce țin de securitatea, calitatea și în orice acolo, reieșind din cerințele metodologiei, prețurile reglementate la gazele naturale furnizate de SA Moldova Gaz sunt calculate pentru fiecare punct de furnizare. Prețul mediu de furnizare a gazului natural 16.492 de lei medii metri cubi. Adică cu 36% mai mic decât cel mediu aprobat de către ANRE la 1 octombrie 2022. Ребят, dumneavoastră înțelegeți că având gazul lui Spânul până amu, prin stocuri, peste 100 de milioane, care la noi încă șede, pe la păstrare, ei scad azi. De ce? Că noi, dumneavoastră, cumva i-am impus să nu ne mai facă pe tăți proști. Dar asta e așa, ca o introducere. Acum începem cu cel mai interesant. Pe parcursul acestui anul trecut, în mai multe studiouri, s-a discutat faptul că au fost semnate contracte, dar cu cine au fost semnate e secret, dar prețul e secret, și tot e secret, și iarăși secret. M-am organizat eu în acest weekend, am mai rugat câțiva colegi să găsim în bază la ce au fost secretizate contractele cu care s-a cumpărat gaz. Contractul semnat în noiembrie 2022, ianuarie 2023 și așa mai departe. Și știți că în nicio decizie a Comisiei pentru Situații Excepționale nu am găsit nici un punct, nici într-o dispoziție de-a lor. Unii este scris că punctul cutare este secretizat și ține de prețul și companiile unii au fost cumpărat gazul. Am crezut că poate greșim. Zic, am mai conectăm și alți colegi, am căutat voi. Noi n-am găsit nicăieri pe site-ul guvernului, unde sunt publicate toate deciziile și dispozițiile comisiilor pentru situații excepționale, noi n-am găsit nicăieri. Deci ei au secretizat totul usna, cum zice moldovanul. То есть они просто usna засекретили для нас всех, где купили, почем, как доставляют, сколько платят и так далее. Dacă cumva у овец această decizie și n-ați publicat-o, în apel către guvernul și domnul Rician, publicați-o. Cel puțin, măcar o întrebare va fi scoasă din acele care vă voi adresa acum. Mai departe, în luna noiembrie 2022 a fost semnat un contract în Azerbaidjan, asta din ce și secret de voi, cu compania Socar. Mi s-a spus că iarăși e secret, că nu putem să vă spunem și așa mai departe. Cel puțin despre asta din noiembrie contract sau acela din ianuarie sau despre ambele, nu contează. Deci a fost cumpărat peste 100 de milioane de metri cub de gaz. Domnule Recean, conducerea Energocomului, când încă mai sunteți la lucru și nu v-a dat afară, vreți să ne spuneți de ce între Energocom și compania Socar a fost o firmă de astea care le iubește Andrei Spânu, offshore, dar poate nu-i cu statut de offshore, dar pentru ce era nevoie să fie o companie pasrednic între compania Socar din Azerbaidjan și Energocom. Vă spun eu, compania este un LTD din Luxemburg.
Asta e o întrebare la care încă o dată se mai cetățeni, să răspundă autoritățile. Am mai înțeles că mai era o companie implicată în aceste contracte a unui cetățean străin. Am uși ajungem și la dânsul. Și încă o dată mă întorc la întrebarea precedentă. Arătați, vă rog, vreo hotărâre de guvern unde este menționat că acest contract trebuie să fie secret. Că în spațiul public nu este nimic. Și tare eu mă tem să nu știu, bă, pe secretul, pe paneatiam, cum ați ziceți voi. Spre exemplu, când a fost secretizarea documentelor privind jaful bancar din 2014, țin minte țara, au declarat că un punct din hotărârea de guvern este secret și a fost publicat. La voi încă o dată n-am găsit nimic. Și aici miroase dosar penal. Mai departe. La acea întrevedere în Baku a fost doamna Gavrilisca, prim-ministru, spânul dominator și multe alte persoane, dar n-a fost reprezentantul Energocom-ului. O altă întrebare, asta iarăși pentru dosar penal, actual, viitor, nu mă interesează. Cine a semnat contractul dat? Că trebuia să-l semneze Energocom-ul. Prezentați, vă rog, poza la ultima pagină, că această întrebare să fie scoasă de pe rol. Încă un zalot pentru guvernul trecut, actual, nu mă interesează, cam e tot așalăși. Orice tranzacție de proporție poate fi încheiată doar cu permisiunea fondatorului. Fondatorul la Energocom este la noi APP, Agenția Proprietării Publice. Arătați că este un document de interes public, decizia APP-ului care a permis Energocom-ului să semneze acest contract, această tranzacție de proporție. Cine a stabilit și cum prețul de cumpărare și volumul? Legea 1134 privind societățile de acțiuni. Este scris clar că fără fondator, adică Agenția Proprietăți Publice, nu a putut să aibă loc acest lucru. Prețul a fost peste 1000 de euro, spuneți voi. De ce s-a cumpărat acest gaz la ieșirea din Grecia? Că voi, guvernarea, Energocom-ul, voi l-ați cumpărat la ieșirea din Grecia. Noi știm foarte bine care erau prețurile și în noiembrie, decembrie, ianuarie și februarie, în ce temei a fost anume acest preț, care au fost costurile din Grecia până în Republica Moldova. Asta e un răspuns la care toți cetățenii, asta e o întrebare la care toți cetățenii așteaptă acest răspuns. Eu cer ca să fie prezentat, formula de calcul. Cum s-a ajuns gazul la prețul peste 1000 de euro pentru luna decembrie? Din ce componente a fost prețul final dat? Ar trebui să fie normal prețul companiei Socar plus cheltuielile de transport până în Moldova. Plus marja comercială a Energocom-ului. Așa trebuie să fie format preț. Deoarece gazul a fost procurat în suma de 4 miliarde din bani publici și nu din împrumutul de la BERT, cum a fost cumpărat gazul din august ori septembrie 2022, am mai aflat o șmecherie de-a voastră la Energocom. Vreau să întreb pe doamna președinte Sandu dacă a informat-o SIS-ul, alte structuri, guvernul despre asta. Că, fiți atenți, în această formulă, deci prețul companiei Socar, plus să-l aducem în țară,
plus marja comercială a energocomului. A mai fost adăugate, atent, procentele, dobânzele, pe care le achită Energocom către Bird. Încă o dată, ca să înțelegeți, licitația Birdului cu 300 de milioane de euro și contractul cu Energocomul care l-a semnat printr-o firmă pasrednic în, din Luxemburg, deci ăștia au fost bani publici. Cum voi ați putut să băgați în tarif și procentele, dobânzele care trebuie să le achitați la Bird? Asta e dosar penal 100%, garantat. Stimați cetățeni, ca să înțelegeți, mai simplu poate, banii publici care i-a folosit Energocomul pentru a procura gaz în decembrie 2022, întrânsele s-au băgat și datoriile Energocomului pentru Bird. Una din răspunsurile, deși gazul la noi așa ajunge așa scump. Contractul 2, la sfârșitul lui ianuarie, iarăși, în orașul Baku, a fost semnat încă un contract. Tot cu această companie Socar, la această întrevedere, măcar deja l-au luat și pe Victor Bânzar, actual conducător la Energocom. Dar în afară de dumnealui, a fost și un cetățean străin, despre care să găsiți mai multe informații, despre și s-a ocupat dumnealui și alți clienți de alte dâns prin Ucraina, și ați vedeți mai multe scandaluri care au fost implicat, dar despre dânsul și colegul lui, așa numit, vom discuta că acolo trebuie o conferință de presă separat. Dar voi, guvernarea, i-ați mințit pe cei din Baku, conducerea Azerbaidjanului, conducerea companiei Socar, că acest cetățean străin voi l-ați băgat în delegație și el a fost prezentat ca expert din partea Energocomului. Voi i-ați alchitat din bani publici cheltuieli, hotel, avion, mâncăric și așa mai departe. Dar voi n-ați avut dreptul, alu Energocom, să-l includeți în această delegație. Dacă ați avut dreptul, prezentați, vă rog, decizia Consiliului de Administrare Energocom. Că doar prin decizia Consiliului de Administrare Energocom, această persoană ați putut să o includeți în cheltuieli, în delegație și așa mai departe. Doi, acest client era cu câteva ștampile de la câteva offshore-uri. Și la prima întrevedere și la a doua, conducerea Republicii Moldova o știut despre acest lucru. Și despre contractele paralele care s-au mai semnat acolo cu offshore-urile acestui domn. Eu înțeleg că cei care mă privesc acum de la Energocom, unicul om, apropo, care acolo văd că iese cu informații, dă niște explicații, este domnul Slusar, dar care este de foarte puțin timp acolo. Dar și domnul Slusar o să fie interesant, ce am spus, ce voi spune în continuare, dumnealui deja fiind în Energocom, poate ușor să stabilească acest lucru. Să știți, domnul Slusar, că dacă cumva vor prezenta decizia Consiliului de Administrare Energocom, cuite, nu, busate, bate capul, că toți în delegație au fost legal, ia că avem și decizia Consiliului. Această decizie era semnată de o doamnă Tatiana Sava, adică cu participarea dumneei. De ce fac public acest nume? Acum și o să mă înțelegeți. Și de ce această decizie, domnul Susar, asta pentru dumneavoastră, este ilegală? Deoarece doamna Tatiana Sava deținea ilegal funcția de președinte al Consiliului de Administrare Energocom, ca și la multe alte întreprinderi, unde era delegată din partea guvernului.
Această doamnă a fost înaintată din partea la fondatori, adică la APP, Agenția Proprietării Publice, și ei era și la Energocom, și la Telecom, și la Franzilusa. Eu cred că dumneavoastră, stimați cetățeni, țineți minte că a fost un scandal foarte mare la Franzilusa, când ieșeau la protest lucrătorii de la întreprindere. Foarte mult s-a scris în presă despre asta. Deci în pe data de 7 decembrie 2022, ea a fost dimisă din APP, încă o dată, după scandalul Franzilusa, prin hotărâri de guvern. Domnul Musteață Alex, directorul APP-ul, deși nu a revocat-o pe dumneiei, că participarea dumneiei la ședința consiliilor și la Energocom, și la Franziluța, și la Mol Telecom, deja erau ilegale, că dat afară chiochea asta în luna decembrie. Domnul Musteață Alexandru, așa cum tătă viața a fost el la SIS și pe unde a fost, am înțeles că a furat câte o leac și pe la Transoil, la Bălsc, terapia acolo cu zacupșele. Miercurește vor să-l dea afară la guvern. Că am înțeles că acolo papca e cam prea groasă. Vedeți, da? Și oameni buni și competenți noi am avut peste. Doamna Sava, încă o dată, aflându-se ilegal în toate consiliile, ea s-a aflat până pe data de 10 februarie, până nu s-a dat demisia guvernul Gavriliț. Doar când a demisionat Gavriliț, atunci a fost retrasă din Consiliul de Administrare de la Energocom această doamnă. Așa că, domnul Sulțăr, chiar dacă ei vor prezenta că era o decizie a Consiliului, de-aia v-am explicat în detalii unde să vă uitați dumneavoastră și ați vedeți că e anume așa. Deci, încă o dată, stimați cetățeni, important să cunoașteți că tot gazul care a fost ascuns de voi, cumpărat, adică livrat în Moldova și în decembrie 2022 și în februarie 2023, era doar gazul din Azerbaijan, de la compania Socar, care a mers cel puțin printr-o firmă posrednic din Luxemburg și dacă vor mai apărea câteva, și de-a lui Andriu Haspânu, dominatorul, chiar pe mine acest lucru nu mă va mira. Noi, în total, ca să știți, toate gazele cu care au balamutit toată țara, le-am cumpărat așa. Deci, vara 2022, deci a fost cumpărat Moldova Gaz, am vândut gaze Energocomului, a fost o licitație cu Berdu, la care sunt foarte multe întrebări și acolo eu sunt sigur că să apară surpriză, și compania Socar. Ia că tot ce-au putut ei să facă și ce-au făcut. Încă o întrebare. Tot de un dosar penal separat, ori va fi parte dintr-un dosar penal în care vor fi mai multe epizoade. Of! Moldova Gaz a cumpărat gaz de la Gazprom, care nu a trecut hotarul cu Republica Moldova și a rămas în Ucraina. E o temă la o altă conferință de presă, la altă emisiune, că acolo trebuie să vă explic, cred că o oră, o oră jumătate ce s-a întâmplat, că informați foarte mult. Dar gazul ăsta nu a trecut hotarul cu Republica Moldova. Deci, vă dați seama, a fost vândut gazul Energocomului pe teritoriul Ucrainei și gazul nu a trecut hotarul. Noi acum, cu dumneavoastră, la moment, lunile astea, consumăm gazul stocat în Ucraina. S-au cheltuit irațional bani pentru logistică pe toate contractele astea. Și încă o dată, în cadrul unei investigații o să fie demonstrat acest lucru. Unele operațiuni logistice
А вот локу, кого мы симплос манцеляга, кумарфи да кмыни, сияс кондучере для калиферата молдовняска, шпойквей, порним трену, кишинову Москва, прим Владивосток. Кам апроксиматив ашала ной умер с газу. Она фара де туати щеле, каре валям коммуникат майди времени. Дечь, майди партия. Ей спун, ла ей акола энергоком, ка семикосту де газ есть и песте у мии де евро. Дар энергокомул ли вряза интреприндери Молдова газ? Ку шапти сути де доларь. Spuneți, vă rog, dar dacă tot ați vorbit toată săptămâna trecută despre devieri financiare, dumneavoastră nu creați acum devieri financiare la Energocom, care cumva ați fi pus pe urmă pe spatele oamenilor ca și miliardul furat? Cam miroasă la același scenariu care a fost anume făcut mizerabil și miliardul furat a fost pus pe schinarea oamenilor. În Energocom, din buget în total, se spune că s-au dat peste 11 miliarde de lei. Spuneți, vă rog, ce o să ne spuneți peste un an, 2, 3? Ați ne spuneți fix așa și ca și cu miliardul? Sunt sigur că altă explicație n-ați aveți, dar sper că foarte mult deja ori stă în pușcărie. Acum când se formează diverse financiare la Energocom, care au fost acoperite și vor fi acoperite din buget, să ne sminte, după solicitarea Moldova Gaz, astăzi la înres cadă presă. Deci pierderile la Energocom vor crește încă o dată, deoarece ei nu au cumpărat acum gaz ieftin, când cumpără tot globul pământesc. Noi până acum folosim gazul lui Spânul, ca să mă înțeleagă oamenii simplu. Acum, încă o aberație, stabilite care poate fi demonstrată. Fac acum un apel către conducerea Departamentului Vamal Republicii Moldova. Cel puțin măcar voi n-ascundeți și prezentați informația, deoarece s-o cunoască cetățenii. Vreau să răspundă și serviciul Vamal, și Energocomul, și Agenția Proprietăți Publice. Cheltuielile de transport, când aduci o marfă de peste hotare, orice tip de marfă. Deci, în cheltuieli, deci cheltuielile de transport se includ doar până la hotarul, frontiera cu Republica Moldova. Dar cum s-a prinit așa că Energocomul, ca să crească prețul, altă explicație până și la moment n-au, dar urmează să investighez, deci au inclus ce-a făcut Energocom? Ei au inclus transportarea gazelor deja pe interiorul Republicii Moldova în Deva Mare. Unde ați mai auzit voi așa ceva? Acum sunt sigur că mă privesc mai mulți oameni de afaceri. Dumneavoastră înțelegeți că ei au băgat la vamă în cheltuieli de transport și cheltuielile de transport care au avut loc în interiorul țării, cu livrarea gazelor. Vreau un răspuns, dacă se poate. Of! Acum să vorbim ceva din lucruri pozitive. Soluția prin care astăzi gazul vândut la cetățeni poate fi din 9 lei, 9 lei și 50 de bani. Că am văzut mai mulți politici, îmi spun, hai să facem 11, hai să facem 10, hai să facem 20. Fac un apel către doamna președintea Maia Sandu, către premierul Recean. N-are rost să ating aici Moldova Gaz, Energocom și restul specialiștilor, în ghilimele. Astăzi, vă explic în detalii cum puteți vinde gaz la cetățeni cu 9 lei, 9 lei 50 de bani. Și nu cu 16,50, cum a propus Andrei astăzi, ce bani la Andrei. Noi avem peste 100 de milioane de cuburi de gazuri, cele despre care am vorbit până acum. Căți de la Socar,
Кей дела у фирмы Дин Украина? Овшка Украина. Пур симплу энергоком, как штиц одата, о вендут ум волум фарти маре ди газа на Украина, лау фирмы. Иера, да, кону грешеск, иера, овар, иера. Шкаре писти доу саптамын фирма седи на Украина, но у не лу вендут и напой. Аша. Дич, ну я вем песть 100 ди миллионе ди газа луспын. Пропонерия мя есть в урматоре. Есть в пропонере ши калкулат, ша сумат. Шну фашиспи не знаю, ком зык рация ди писти пруд. Асты за честь, песть 100 ди миллионе ди кубль. Ди газ ди луспын. Дич, вой путец, приндичися комиссии ситуации эксепционали. Сыл ласац ла пастрари, шесфии декларат сток де секуритати. Сток де секуритати, деварищи, птем с адмитим к ноембри, дечембри, ла финалу анулы, сау чепут анулы витор, газу пац фии скумб, шкяр дака ва фи келтуит, вор фи келтуит нешти бань петру пастрари, уркум сы мерита. Шва эксплик дичи. Astăzi deja gazul poate fi cumpărat cu 200 ceva de euro pentru 1000 de metri cub. Toți experții mondiali spun că în luna iulie-august prețul o scadă sub 200. Cumpărați frumos, vă rog, gaz cu prețul de 250, dar eu l-am cumpărat cu 200 în iulie. Îl cumpărați cu 200 de euro. Faceți la oameni. Deci, spre exemplu, 200 de euro, punem 4.000 de lei cub. Mai punem 50%, necătând că nu costă atât, transportarea, o să fie 4 lei plus 2 lei transportare, o să fie 6 lei. Marja companiilor implicate în vânzare, и Energoco, Moldova Gaz, не меня интересует. О са май фии încă 2-3 лей. Ши ят аша путем авия газ пентру оамень ку 9 лей. Кщей ши фащиц вой, ши декларац ла телевизор, ка са мистигац газу ефтин ку газу скумп, аста идиотизм. Аста ефекту доминоулы. Адика пентру ши оамень аз са суфери дин кауза инкомпетенцией, корупцией, sau alte motive din cauza la care avem gaz foarte mult în stocuri și gaz foarte scump. Dați azi la oameni gaz ieftin cu 9 lei să scoate problema. Și plus gazul ăsta, vă spun eu, că noiembrie, decembrie anul acest an sau în ianuarie la anul, încă să nu ne fie de folos. Și astăzi voia să aveți în stoc peste 100 de milioane în stoc de securitate, dar nu 45, cum spuneți, și oamenii să aibă gaz cu 9 lei. Dumneavoastră faceți așa o mișcare, asta cum să dispărțească soția cu soțul, să-l fugărească de acasă, că e un bețiv și un prost, și o furat, șteți banii, i-o pierdut în aparate. Femeia îți găsește alt bărbat, mărit cu dâns, începe o viață nouă, își face un copil, și pe urmă vine aici și îi spune, zici, că, băi, eu am auzit că voi v-ați cumpărat un apartament în ipotec, vă rog că achitați în și ipoteca mea, că eu doar cu tine cac bani trăit până tu te-ai maritat amu cu altul și ai luat altă ipotecă, înțelegeți? Adică nu încercați astăzi, având posibilitatea de a cumpăra gaz ieftin, să mixuiți gazul care real a scos pentru cetățeni până la 9.000, până la 9 lei, să-l mixuiți cu așa la aluspânul care din cauza numai o parte a durdomului care l-am investigat și ați văzut câte probleme, dar eu să investighez tot. Și mâine azi discutăm tot subiectele gazul, dar tot foarte important și ce nu a intrat în conferința de presă de astăzi. Încă o dată, pentru cetățeni, că mass media, în majoritatea mass media de Republica Moldova, cu părere de rău, nu mai am încredere. Acum, sunt eu o apreciere cetățenii, experții. Și rău am propus eu, în faptul că propun să cumpărăm gaz ieftin și să fie la oameni 9 lei, și deși să acceptăm formula guvernării,
самистикам газу ефтинку, а сейчас скумп. А сейчас скумп гата. Он сток где секуритати ла пастраре. Домну Вадим Чебан, шеф ла Молдова газ. Куждиката кушинич миллион делей тетра мыни в Вегуаре, а кума ва тримитим череди приалабила. Дар врау зва информес, к шакума и лаборам, кужуриште, să atacăm în judecată și comisia situației excepționale pentru aberațiile lor, pentru decizia comisiei care a fost luată miercurea trecut, înainte de summit, și ca cumva să stângă focul. Voi n-ați stâns foc cu decizia acestei comisii, voi l-ați aprins. În termen legal, în zilele următoare o să ies. Și o să încercăm să anulăm prin judecată această decizie tâmpită a comisiei. Aici nevoie să discut, mai am nevoie să discut cu cetățenii, cu furnizori de gază care vând în afară, cu cei care îl cumpără. Așa că o să atacăm în judecată. Dar domnule Ciban, dumneavoastră când spuneți chiar că divierile financiare, cumva dacă cetățeanul pleacă la o firmă privată și trebuie să l-a chiti el, că s-a vândut gaz mai ieftin, pe timpul, dar voi îl cumpărați mai scump. Domnul Ciban, dar dumneavoastră să vă aduc aminte de anul 2020-2021, când compania Moldova Gaz ia a strânit aceste vânzări firmelor private prin alte firme private. Domnul Ciban, nu mă provocați să pătrund în toate detaliile. Cum dumneavoastră, ca șef la Moldova Gaz, drucul Igor Dodon și cu alți brigadieri, ați organizat schema ca Moldova Gaz să vândă gazul dintre alte întreprinderi, FICA, Transautogaz, și Transautogazul îl vinde lui Șunea Dodon, SD Energy. Nu era el, era șoferul lui acționer, la 50%. Și glas containerul pe atunci, toate întreprinderile mari au plecat la Șunea Dodon atunci. Glas containerul, oamenii achitau 4,60 lei atunci, dar glas containerul îl cumpăra de la firma lui Șunea cu 3,79 lei. Zirnov cu 3,66 și tot așa mai departe. Voi și atunci ați organizat șmecheria între prețul care l-a chitat oamenii și firmele astea care le-ați băgat voi, câteva erau atunci, sprinește diferența de 25%. Nu mai faceți acum, vă rog, pe omul care cumva are grijă de cetățeni, vreți cumva să micșorați tarifele, de atât că am aprins eu focul, de atât îți trimis scrisoarea la Andrei. Având în stoc doar gazul scump al lui Spân. Voi așa nu, încă nu l-ați cumpărat. Este un lucru foarte urât. Eu deja, dacă mă ocup de ceva, mă ocup nu așa cum așa care se ocupă de Șor, Dodon și restul. Eu mă ocup mult mai calitativ și v-am demonstrat asta în 8 ani de zile de mai multe ori. Să n-ajung eu nu doar la situația asta, să n-aduc eu aminte de unele pricuri când dumneavoastră erați director la Anrie, 2008-2009, cam pe atunci. Nu mă provocați. Astăzi eu înțeleg că vreți să salvați guvernarea, vreți să fiți bun și pentru așit la Gazprom, la Moscova, și cu Andriuha spână mai departe, spăc, nu, ce ban, хороший парень. Dacă nu erau la guvernare, spuneau, jos Dodon, jos Moldova Gaz, că iată, oamenii achită un preț mult mai mare decât în alte țări și așa mai departe. Căroce, eu propun ca, domnul Ciban, să închidem subiectul. Rămânem cu judecata așa de 5 milioane de lei, că eu dacă mă pornesc mai departe, eu, pur și simplu, a să descoper și dumneavoastră ați uitat. Cu tăți podelnici și care v-au dat Dodon la lucru atunci, și cu tăt cu Flocea care amu, vă l-a băgat consilier și fost șef cinea văspită Nicolae Zineda Petrovna de al Dodon și mai știu eu cui. Ia că de ce să înțeles Stași și Dodon. Nu am pretenție aici la socialiști, concret la Dodon. Că schema nu a făcut-o socialiștii.
Schema atunci a făcut-o Dodon, ca firma lui Frațio, scumpere gaz ieftin de la Moldova Gaz, ca prăcladcă, și să vândă la glas containeri și alte companii din țară care foloseau milioane. Dar noi, ca proști, oricum și atunci achitam cu 25-30% mai mult. În concluzie, prima, fac o adresare către Comisia Situației Excepționale și cerem, împreună cu toți cetățenii din țară, sunt sigur că toți vor fi și sunt solidari cu mine, revizuirea tarifelor cu data din urmă. Cum am început atunci. Voi cu data din urmă ne le-ați ridicat, amu cu data din urmă le revizuiți. Putem să vim și noi partidele extraparlamentare, cu așa parlamentare, tot e clar, cu opoziția parlamentară ca și cu voi, să venim să participăm și noi la ședința acestei comisii. Încă o dată, cerem revizuirea tarifelor cu data din urmă. Ca să fie 16-50, 14-50, timpul o să arăte. Dar vreau, oamenilor buni, să știți, voi ați fost, da, s-au dat miliarde de lei compensație, dar și la voi în buzunari, la fiecare cetățean din Republica Moldova, inclusiv la mine, s-au scos cel puțin 4-5 miliarde de lei. E un subiect separat, care neapărat îl vom discuta. Voi ați fost furat de 45 miliarde de lei, asta doar din februarie până acum, nu în toată perioada, doar luna februarie, martie și aprilie. Doar în 3 luni de zile. 2. Cerem ca transferul gazelor lui Spânu, așa numit în popor, să fie trecut în stoc de securitate până la finalizarea anchetei care trebuie să aibă loc. Și să cumpărăm astăzi gaz la preț de piață ca cetățeanul să achite gazul până la 9 lei. Doamna președinte Maia Sandu, să convoace de urgență Consiliul Superior de Securitate cu participarea reprezentanților partidelor extraparlamentare. Așa cum ați făcut-o când v-ați părit de război și ați spus ca să ne întâlnim, să comunicăm cu toate partidele și nu știu. Ignorarea solicitărilor noastre ne oferă dreptul la organizarea unui alt protest. Dar nu unui alt protest. Să organizăm o mare adunare națională, doi. Unde vom vota și declarații, și cerințele. O să avem dreptul să mergem cu cetățeni. Ni. Cu mii de cetățeni. Și la Andreea, la domnul gaișnic Untilă, care a tăcut tot perioada asta. Să vedem, poate azi, măcar în loc de 16-50 de bani, cum au propus ce bani, poate zic, voi nu, e șuher mare, dau 13. Măcar înainte de plecare, faceți ceva, domnul Until, că eu cu cetățenii vin la dumneavoastră. O să mergem la guvern, la comisie, la Moldova Gaz, deoarece mie deja mi-este clar că voi ne-ați mințit prin tăcere. Și toate explicațiile domnului Parlicov la Tlipzorc, el în aprilie a informat prin scrisoare că este gaz cu 500 de euro pe piață și faceți ceva. Nu. Eu v-am acuzat pe voi că voi n-ați ieșit la oameni, inclusiv la Marea Adunare Națională, oameni buni, faceți-vă la, iată, 5 firme private și cumpărați gaz în 2 ori mai ieftin. Că noi ne-am prostit și cu părere de rău vă aducem pe voi, pe toți, la sapă de lemn. Сегодня я хочу, чтобы каждый гражданин страны понимал, что только за февраль, март, апрель из наших карманов было украдено более 4 миллиардов рублей. Сегодня мы не должны отвечать за газ, купленный Спыну и его подельниками по безумно высоким ценам. Сегодня мы должны закупать газ по тем ценам, которые есть на рынке, и вместе с транспортировкой в Молдову, заработком компании, цена должна не должна превышать 9 лей 50 бань, а не 16-50, как вам заявил Чубан.
Мы также обращаемся в комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы они задним числом понизили тарифы, так же, как задним числом их нам когда-то впервые в истории мировой политики, мировой экономики, они их нам сделали. Мы также задним числом требуем, чтобы комиссия задним числом пересмотрела тариф, а не то, что сегодня отправил Вадим Чубан Молдове газ. Газпыну мы должны сохранить в резерве и платить за него аренду, пока не закончится следствие и не ответят все виновники за эти преступления по закону. И сегодня мы должны, покупать газ по той цене, которая есть. Потому что власть предлагает взять дорогой газ с пену, типа по 1000 с чем-то евро, перемешать с дешевым, который есть на рынке, и средняя цена для людей 16,50. Это с чего ли? Это просто является абсурд, и я считаю, что правильный выход из ситуации на это. Президент Майя Санду, мы требуем в ближайшее время объявить заседание Высшего Совета Безопасности и пригласить туда представителей внепарламентских партий. Если наши требования, предложения будут проигнорированы, я, как гражданин нашей страны, оставляю за собой право организовать другое великое национальное собрание на площади со всеми гражданами страны, с копиями ваших счетов, а те, кто не смог заплатить за эти бандитские тарифы в оригинале с вашими счетами. И мы проведем национальное собрание, пойдем и к Кричану в кабинет, и на заседание комиссии, и в Анре, и в Молдовагазе, везде. Потому что людей всех делали идиотами, все это умалчивали, испугались только сегодня. И Чубан только сегодня за газ, который до сих пор был когда-то закуплен с пену, значит, понизит тариф до 16,50 лей. Значит, имея этот газ в запасе, они сегодня, если его удешевили на 36%, значит, эти 36% куда уходили до сих пор? Я вам всем желаю хорошего дня. У нас обязательно все получится. И мне не важно, кто чей кум, почему молчит Дадон, почему игнорируют эту тему Майя Санду, почему сегодня все там между собой кумовья разных партий, неважно, Анре, Молдова, ГАЗ и другие структуры, я не дам их дурачить вас и грабить нашу страну. Завтра я продолжу следующие пресс-конференции, где, поверьте мне, будут что и показать, и рассказать. Всем хорошего дня. Вакуприн питос, вамуцимес, пентру репостур, дистрибуир, пентру мини есть у уника, посиблитатика, ачес месаж, ачес видео, сажунгла, тос, чатасенди, Република Моло. Вамуцимес, козив, озибын.